tinerețea lui Lev Tolstoi. Scenariu radiofonic de Petre Dincu. Călătoria de la Saratov la Astrahan va dura, după cum mi-a spus Nicolinca, vreo 3 săptămâni. E primăvară. Diminețile sunt încă reci. Apele au inundat țărmurile. Dar ce frumusețe! Volga, lumina schimbătoare a cerului reflectată în apă. Plutele din trunchiul de copac ale pădurarilor și cântecul edecarilor. Toate acestea va trebui să le notez în jurnal. Și în primul rând, faptul că acest an, 1851, îmi va schimba destinul. Toată ființa mea năzuiește spre asta. Am 23 de ani și mă întreb a câte oară unde e binele și unde e răul. În sufletul meu trăiesc credința și necredința ca pisica și câinele în același salaș. Cât de greu este unui bărbat să dezvolte în el binele sub influența exclusivă a răului. Am scris în jurnal multe reguli de viață și am vrut să le urmez pe toate. Forțele mele însă au fost prea slabe pentru asta. Ce mai am trăit ca o adevărată brută. Seara redactam percepte morale și a doua zi mă duceam la țigănci. Universitatea am părăsit-o. Mi-a rămas numele încrustat pe un pupitru la Universitatea din Kazan. Contele Lev Tolstoi. Vanitate. La Moscova am petrecut timpul cât se poate de dezordonat, fără slujbă, fără ocupații, fără un țel. Care este scopul vieții? Aș fi cel mai nefericit dintre oameni dacă n-aș găsi vieții mele un țel, un țel general și folositor. Deși am câștigat mult de când mă ocup de mine însumi, sunt totuși în continuare extrem de nemulțumit. Cu cât avansezi în propria-ți perfecționare, cu atât mai mult îți vezi neajunsurile. Am remarcat că oamenii, situați în toate privințele mai prejos decât mine, mi erau în sfera morală superioară. Lucrul m-a durut și m-am convins că nu aceasta este menirea mea. Dar care e menirea mea? În jurnal mi-am notat că voi scrie povestire din viața țiganilor, apoi că voi scrie povestea copilăriei mele. Am scris puțin. Lipsă de energie, de hotărâre, slăbiciune de caracter, nestatornicie, lene, îngânfare. Și mai presus decât toate, patima jocului de cărți, vanitatea și dorințele lascive. Ar trebui să le înfrânez prin muncă. Cu câteva zile înainte de a mă hotărâ să plec cu Nicolinca în Caucaz și poate să devin ofițer ca și el, am notat în jurnal: n-am realizat nimic. Dar acum am o altă stare sufletească. În Caucaz voi începe o nouă viață. Mă bucur că sunt împreună cu Nicolinca, pe care îl stimez mult, nu numai pentru că este fratele meu mai mare, dar și pentru că este atât de deosebit de mine. Leofca, frățioare, iartă-mă că ți-am cerut preveria, dar cred că e timpul să acostăm. Era să spun polobocelule, cum zicea în copilărie tata, Dumnezeu să-l ierte. Eram așa de gras? Un adevărat patapuf și pe deasupra și plângăreți. Nu-ți puteai stăpâni emoțiile, ca și acum de altfel. Vaniușca, Mita, trageți la mal că ne prinde noaptea. Minunată seară, sfântă nemărginire. Sper că nu regreți că ai părăsit Iasnaia Poliana. De moșii o să aibă grijă Mașenca și cumnatul Valerian. Nu știu cum o să aibă Valerian grijă de mușici. Mă uimește resemnarea lor în fața mizerii. E greu să le schimbi viața cum vrei tu. Sunt bucuros, frățioare, că am plecat, dar și trist. De ce trist? Nu știu. Dar n-ai de ce să fii trist. Viața pe care o duceai în ultimul timp nu se mai putea așa, nu crezi? Toate veniturile de pe moșii le pierdeai la joc. A trebuit să vând sau să pun ipoteca pe o parte din pământuri ca să-mi plătesc datoriile. În plus, mai voi neapărat să te și însori. Datorită sfaturilor tale, gândul de a mă căsători l-am lăsat deoparte, deocamdată. Până când mă va constrânge la acest pas, ori dragostea, ori soarta.
Tăria nu-i te poți împotrivi absolut în toate. Să nu te pripești cu însurătoarea, Leovușca. Adu-ți aminte că prințul Nicolae Sergeevici Volkonski, bunicul nostru, a refuzat să ia în căsătorie pe nepoata lui Potemkin. După ce a părăsit postul de guvernator al Arhanghelskului și s-a stabilit la Iasna Apoliana, moșia străbună, cine se putea compara cu el în tot guvernământul Tulei? Nimeni! Mândria lui era demnă de strămoșii noștri. Tata spunea că tu, Leovușca, semeni mult cu bunicul. Și bunicul iubea natura, cărțile, muzica. Nu putea suferi ca și tine ca iobagii să fie bătuți. Ei, în Caucaz. Știu, în Rusia e o credință foarte ciudată, după care Caucazul ar fi un fel de pământ al făgăduinții pentru tot felul de oameni nefericiți. La asta contribuie, desigur, și literatura lui Pușkin și Lermontov. Poate n-o să mă mai întorc din Caucaz. Ți-aduci aminte, Nicolinca, de taina bețișorului verde? Bețișorul verde îngropat în bătrâna noastră pădure, zacaz pe care ar fi înscris o taină. Povestea spune că atunci când taina va fi deslegată, va fi nimicit răul din oameni. Să știi că și acum crede în această taină, că ea va fi dezvăluită și astfel îi se va dărui oamenilor ceea ce le-a fost făgăduit, binele. Nu vor mai fi boli, nici supărări. Toți oamenii se vor iubi între ei. Toți vor fi frații din furnicar. Frații din furnicar, Leovca, s-au împrăștiat. Ce vremuri fericite am trăit în copilărie, când boala și moartea încă nu ne călcaseră pragul. Mama ne înconjura cu dragoste, ne citea povești, cânta la pian. Toți ai casă erau sănătoși, veseli. Tata înveselea pe toți cu glumele și snoavele lui. Eu n-am apucat acel timp. În clipa când m-am trezit la viață, moartea mamei își pusese pecetea pe căminul nostru. A scurt timp a murit și tata. L-am iubit mult pe tata, deși până când a murit n-am știut cât de adânc a fost dragostea mea pentru el. Parcă-l văd în biroul lui, pe canapeaua de piele, cu pipa în gură. Ce bucuros eram când mă lăsa să mă furișez în spatele lui, în timp ce citea sau vorbea cu administratorul moșiei. Pe mama nu țin minte. Nu mi-o pot închipui ca pe o făptură reală. O port în inimă ca pe o icoană. Mama, Leovca, ce să-ți spun, nu o pot asemui cu nimeni. Calitățile sale morale erau desăvârșite și avea un dar excepțional de a povesti tot felul de basme pe care le născocea pe loc. Cunoștea franceza, germana, engleza, italiana, dar poate cea mai prețioasă însușirea sa era stăpânirea de sine. Era de o rară modestie. Nu te-ai gândit că soarta ta a repetat-o pe cea a mamei? Și a rămas orfană la vârsta de 2 ani. Mătușica Toanet, mi-a spus că tu semeni la fire cel mai mult cu mama. Ar trebui să învăț să fiu modest ca tine, Nicolinca. Modest ca mama. Ea mi se înfățișează cu o ființă superioară și atât de pură că adeseori mă rog sufletul ei să-mi vină în ajutor. Nu știam să vorbesc când a murit și n-am putut să o chem să-i spun mamă. O chem acum în rugăciunile mele. Și să știi, Nicolinca, aceste rugăciuni mă scot întotdeauna la liman. Cum ziceam, frații din furnicar s-au împrăștiat. Am împărțit moștenirea părintească și fiecare și-a luat în stăpânire domeniul său. Eu la Nicolskoe, tu la Iasna Apoliana, Sergei și Mașinca la Pirogovo, Dimitri la Șcerbarciovca. Tot așa de mult o fi iubind Dimitri Cai. Îmi pare rău că n-am mai putut să trec să-l văd. Dar de Sergei, ce zici? El, ca și tine, vrea să ușureze traiul mujicilor. Sergei, ca și Dimitri, trăiesc echilibrați. Eu, în schimb... Nu te blama, Nicolinca. Ești așa de bun, de inteligent și plin de imaginație. Spune-mi, îți place că suntem împreună? Ce mai întreb? Ești un tovarăș de drum foarte plăcut, dar prea schimb deslenjeria de 12 ori pe zi.
Dar așa ești tu, treci de la o extremă la alta. Mătușica Toanet mi-a spus că la Iasnaia Poliana ți-ai cusut singur un halat dintr-o pânză groasă pe care îl purtai toată ziua, iar noaptea te învelai cu el. Nu mai voiam să fiu un tânăr comme il faut. Așa, în halatul acela arătam exact cum mi-a spus odată directorul curselor feminine, Rodionov din Kazan. Cam un sac de făină. Prostii. Hai, hai să ne culcăm. Dorm, Nicolica? Nu. Când am părăsit acum Moscova, mi-am adus aminte de primele impresii pe care mi le-a lăsat orașul în copilărie. În iarna aceea când am venit la Moscova pentru prima oară. Îți aduci aminte drumul? Agițele? Cât de încet mergea una după alta, lovind ritmic cu toiacul în pământ. Aveau în spate traiste din coașa de mesteacă și noi ne întrebam, încotro se duc? Pentru ce umblă așa? Multă să umble? Când am ajuns la Moscova și am văzut atâția oameni pe străzi, mi-am dat seama că noi, adică familia noastră, am trăit singuri pe lume. Că nu toate interesele se învârtesc în jurul nostru, că mai există și viața altor oameni care nici habar n-au de viața noastră. Până atunci crezusem că în afară de Iasnaia Poliana, de familia noastră, nu mai există nimic pe lume. În Caucaz, Lufca, o să faci cunoștință cu o lume cu totul nouă pentru tine, cu priveliști care sper că o să te încânte. Tu care iubești atât de mult natura, dar hai să dormim, hai să ne culcăm. Noapte bună! Caucaz, tabăra de la Star Yurt. Cum te-am ajuns să ieșuiez aici? Nu știu. De ce? Nici asta nu știu. Locuința este proastă, la fel ca tot ce constituie aici confortul vieții. Mă simt bine totuși în balconul acesta. Aș dori să scriu despre drumul din Astrahan până la Stanița, despre kazaci și ceceni, despre stepă. Un timp l-am petrecut la Stara Gladkovskaya. Am călătorit la Groznaia, am fost cu Nicolica la Tiflis, am mers la vânătoare, l-am cunoscut pe căzăcioaice, am scris și am tradus. Am scris toată partea întâi a romanului intitulată Povestea copilării mele. Deși în tot acest răstimp m-am gândit la mine foarte puțin, gândul că am devenit mai bun mi s-a stricurat totuși în suflet, transformându-se chiar într-o convingere. Este oare adevărat? Am fost și în campanie. Plecând în campanie, m-am pregătit de moarte. Sunt indiferent față de viața în care am cunoscut foarte puțin fericirea pentru a o iubi. De aceea nu mă tem de moarte. Vremea dezvoltării mele a trecut sau trece și mă cheamă setea, nu de glorie. Gloria nu o doresc, o disprețuiesc, ci de a dobândi o influență mare în fericirea oamenilor și într-o folosul lor. Nu cumva mă voi stinge așa cu această dorință desnătășuită. Am citit lui Nicolin ca ce am scris la Tiflis. După părerea lui, paginile acestea nu sunt la fel de bune ca cele anterioare. Voi trimite sau nu această lucrare? Nu m-am hotărât. Părerea lui Nicolin va fi hotărătoare. Iată că vine. Îmi place cum călărește. Asta zic și eu ținută. Îți place cum cântă cazaca, Leofca? E dor de gigitul plecat la oaste. Parcă tot aleanul munților e în glasul ei. Ia spune-mi, ție de cine ți-e dor, frățioare? De Zinaida? Ei, cu Zinaida am rămas la stadiul unei năzuințe pure a două suflete care se caută. Oare să mai revăd vreodată? Să voi afla într-o bună zi că s-a măritat cu cine știe ce Pechetov. Nu știu ce-mi trebuie pentru a fi fericit și nici ce este fericirea. Te-ai purtat admirabil în prima ta expediție. Te-ai convins, cred, cât de neînfricați în cecenii. Ai dovedit mult sânge rece, Leofca. În primele clipe m-a încercat o teamă cum n-am cunoscut alta până acum. De fapt, războiul este un lucru atât de nedrept și de urât încât cei care îl fac se străduiesc să năbușe în ei glasul conștiinței. Nu pot să-l uit pe Verenciuc. Zăcea întins pe spate lângă tun. Fusese rănit în pântec, era lac de sânge.
Nu pot uita gemetele lui. Ce nedreaptă e moartea. Ei, dar cum merge lucru la povestirea copilăriei Aliovca? Am terminat a patra versiune. Am distrus multe pasaje care mi s-au părut neclare. A fost o muncă asemănătoare cu cea a Penelopei. Lucrează, Liovca, lucrează. Mătușica Toanet e convinsă că ai să devii un mare romancier. Nu scriu. Iar eu, dragul meu, eu am aceeași credință. Nu scriu din ambiție, ci din plăcere. Am oare însă talent și totuși nu sunt chiar sigur că n-aș avea. Cred că n-am răbdare, n-am meșteșug, n-am rețin stil. Îl citesc acum pe Rousseau și simt că de sus se află el în ce privește cultura și talentul. Elaborez planul unui roman din viața moșirii Miruse. Principala idee a romanului trebuie să fie incompatibilitatea dintre robie și viața unui moșier luminat din veacul nostru. Dreptate este măsura extremă a virtuții la care suntem obligați cu toții. Mai sus de ea se află treptele către desăvârșire. Mai jos, viciul. Am însă impresia că în Caucaz nu sunt în stare să scriu despre viața săranilor ruși. Te gândești să lași militaria? Lucrul cel mai bun ar fi să trec în rezervă. Mi-a scris noul administrator. Au vândut toți stupii, arăturile se prezintă nemulțumitor. Pot să pierd Iasna Eporiană și acest lucru ar însemna pentru mine, în disprețul oricărei filozofii, o lovitură teribilă. Cred că ar trebui să mă întorc la Iasna Eporiană. Spune-mi, Nicolinca, să trimit manuscrisul povestirii copilării mele? Dar nu ezita nicio clipă. Atunci o să-l trimit lui Necrasov. Din două motive. Este un poet celebru și este și directorul revistei pe care a întemeiat-o Pușkin. Într-adevăr, Sovremenic ocupă primul loc între publicațiile din Rusia. O să scriu un Necrasov chiar acum. Atunci, te las. Succes, dragul meu. Iulie 1852. Domnule, rugămintea mea vă cere atât de puțină osteneală, încât sunt încredințat că nu veți refuza să o îndepliniți. Citiți acest manuscris și dacă nu-l găsiți potrivit pentru publicare, trimiteți-l înapoi. De fapt, acest manuscris formează prima parte a unui roman care va cuprinde 4 epoci. Aștept cu nerăbdare sentința pe care o veți da și care ori mă va încuraja să-mi continui ocupația preferată, ori mă va obliga să dau foc la tot ce am început. Răspunsul să fie adresat lui L.N. prin bunăvoință sub locotenentului de atelierii, contre Nicolae Nicolaevici Tolstoi, la stanița Starogladkovskaya. Secerișul era întoi. Câmpul nesfârșit, strălucitor și aurit, era curmat doar într-o parte de pădurea înaltă și albăstruie, care pe atunci ni se părea locul cel mai îndepărtat și mai tainic, în dărătul căruia sau se sfârșește lumea, sau încep ținuturile nelăcuite. Tot câmpul era acoperit cu căpițe și înțesat cu oameni. În secara înaltă și deasă se zăreau aici, colo, pe fâșiile secerate, spinările încovoiate de femeilor la seceriș și spicele ce se legănau printre degetele lor. La umbră se vedea pe alocuri câte o femeie aplecată peste un leagăn, printre snopi împrăștiați pe miriștea smălțuită cu albă strele. Cu siguranță am descoperit un nou talent. Simplitatea și adevărul constituie meritele indiscutabile ale acestor pagini. Aștept cu nerăbdare sentința pe care o veți da, scrie L.N. Îi voi publica povestirea. Îi voi răspunde și la scrisoare. Indiscutabil, mă interesează acest L.N. pe care am să-l sfătuiesc să nu se mai ascundă în dărătul inițialilor. E un talent neobișnuit. Trebuie să-l îndemn să muncească. Turgeniev îmi va da dreptate, sunt sigur. Iar dacă acum ar fi în locul meu, ar fi bucuros ca și mine de descoperire. Thank you.
Pe cer sunt stele. La Sevastopol bombardament. În tabără muzică. Doamne, miluiește-mă, ajută-mă, Doamne. Am sosit la Sevastopol pe data de 7 noiembrie 1854. Au trecut de atunci 6 luni. În curând voi împlini 27 de ani. Războiul Rusiei împotriva Turciei a început la 1 noiembrie 1853. Trupele anglo-franceze au debarcat în Crimea. Soarta Sevastopolului atârnă de un fier de păr. Le citesc pagine de jurnal în care mă analizez și caut căile, metodele de perfecționare. De ce oare poezia și proza, fericirea și nenorocirea sunt atât de strâns legate? Trebuie odată pentru totdeauna să mă obișnuiesc cu gândul că sunt o excepție. Sau am luat-o înaintea veacului meu, sau sunt una din acele naturi nesociabile, absurde, care nu sunt niciodată mulțumite. Acestea le-am notat în Caucaz. La sfârșitul ianuarie 1854 am părăsit acest ținut. 2 săptămâni în șir am fost pe drum. În timpul călătoriei spre Iasna Epoliana, nimic nu m-a bucurat și nu mi-a amintit mai mult de Rusia, așa că mi-a amintit un cal de povară care, lăsându-și în jos urechile, încerca în galop să-mi întreacă sania, în ciuda vitezii ei. O imagine de neuitat. Și viscul acela când m-am rătăcit, viscul despre care scriu acum o povestire. La Iasna Epoliana am găsit totul în ordine, mai mult decât mă așteptam. Am simțit din nou mângâierea vechii case, miresimile de mere și de ceară de albine. Ce frumoasă e Iasna Epoliana în strălucirea zăpezii. Apa voroncăi era înghețată, înghețate erau și leștele, iar plopii și mestecenii scânteiau ca niște arbori de cristal. Cu câtă dragoste și duioșie m-a întâmpinat mătușica Toanet. Sufletul meu, cât te-am așteptat. Ce dor mi-a fost de tine. Credeam că o să mor și nu să te mai văd. Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc că mi l-ai adus sănătos. Dragul meu drag, fără tine casa e parcă pustie. Nu mai plânge, scumpă mătușică. Dă-mi voie să șed la plângile. Uite, uite, te salut. Și nu o să mai plângi. De bucurie plâng, sufletul meu, că eu numai pe voi vă am. De la moartea lui Nicolae Ilici, tatăl vostru, nimic în afară de voi copii nu mă leagă de viață. Pentru voi trăiesc și dintre toți pe tine și pe Mașinca vă iubesc cel mai mult. Știu că viața ta, scumpă mătușică, nu este decât iubire. Am crescut cu această iubire. Din fragedă copilărie m-ai învățat să o prețuiesc. Este fericire să te știu lângă mine la Iasna Epoliana. Nu mă satur să te privesc, Leușca. În fiecare zi mângâiam jilțul brodat din camera mea unde obișnuiai să te așezi. Te așezai acolo și spuneai: cine șa de aici, acela e fericit și fericitul sunt eu. Te priveam și nu mai puteam să scot o vorbă. Inima mea era atât de plină de tine că uitam totul. Tu, Leovușca, ești lumina vieții mele. Cu câtă nerăbdare așteptam scrisorile tale din Caucaz. Uite, le am aici pe toate. Le recitesc din când în când ca să uit că ești departe. Și eu așteptam scrisorile tale cu nerăbdare, scumpă mătușică. Și adeseori vorbeam despre tine cu Nicolinca, despre felul în care ne-ai crescut, înlocuindu-i pe mama și pe tată. Sărmana Maria, dacă ar trăi să te vadă, ea care era atât de sensibilă și tandră și învățată. Tu ai moștenit harul ei, Leovușca. Mașinca a adus revista unde a apărut minunata povestirea copilăriei tale. I-a trimis-o Turgeniev. Am citit povestirea împreună și-ți închipui ce surpriză am avut când puțin câte puțin am ajuns să regăsim în ea întreaga noastră viață de familie, pe care tu ai povestit-o cu emoție. Mașinca a crezut că lucrarea a fost scrisă de Nicolenca, el fratele mai mare, dar eu am fost sigură că tu ești autorul. Nu te-am încurajat eu, Leovușca, să te ocupi de literatură? Nu ți-am prezis eu că vei avea succes pentru că ai tot ce trebuie pentru a fi un bun scriitor? Inteligență, imaginație, sentimente înalte. Ba da, scumpă mătușică. Și ți-am ascultat sfatul. Vreau să-ți mărturisesc și asta te rog să rămână între noi, că în timp ce scriam povestirea copilăriei mele, am avut impresia că nimeni înaintea mea nu simțise și nu descrisese admirabilă poezie a acestei vârste. De ce să rămână între noi când ceea ce spui e purul adevăr? Toți sunt de aceeași părere.
Am adunat din ziare tot ce s-a scris despre tine. Uite aici, analele patriei. Citește ce scrie Dudischin. Lasă-mă, tușică. De multă vreme, zice el, nu am avut prilejul să citim o lucrare atât de inspirată, scrisă cu atâta noblețe, atât de adânc pătrunsă de simpatie pentru realitatea pe care autorul a vrut să o reprezinte. Dacă este prima opera lui L.N., asta ești tu, sufletul meu, literatura rusă poate fi felicitată pentru apariția unui talent admirabil. Și alți domni critici sunt de aceeași părere. Ai rămas vioaie, energic, așa cum te știu dintotdeauna, scumpă mătușică. Și ai o memorie formidabilă. Țin minte, Leușca, tot ce în legătură cu tine și cu familia noastră. Țin minte cu câtă nerăbdare așteptai în copilărie să-ți vină rândul ca să poți dormi împreună cu bunica ta Pelagia Nicolaevna. Nerăbdare, spui? Era ceva mai mult în așteptarea aceea, scumpă mătușică. Cine te ispitea mai mult? Bunica? Sau Lev Stepanăci, bătrânul povestitor orb? Ia spune. Pentru mine bunica și Lev Stepanăci au rămas de nedespărțit. Parcă văd pe bunica stând sus pe perne albă, toată cu cămașa albă, sub o plapumă albă și pe cap cu bonetă albă. Și pe Lev Stepanăci cu ochii lui alburii, îmbrăcat într-un surtuc lung, cu crețul pe umeri, stând pe plichiciul ferestrei. Și parcă i-aud glasul domol, poruncit să spun mai departe. Da, spune, răspundea bunica. Iar Lev Stepanăci începea. A fost odată ca niciodată un împărat cu multe împărății, care avea un singur fiu. Tare îți mai plăceau povestirile. Încă de atunci am presimțit că o să ajung scriitor. Zilele trecute am dat peste caietul pe care ți l-ai cusut când aveai 9 ani. Pe prima pagină ai scris: povestirile bunicului. Păstrez și poezia pe care mi-ai dedicat-o când erai copil. Prosper de Saint Thomas, preceptorul vostru, a citit-o prințese Gorciacova. Toți s-au admirat atunci sentimentele alese, iar Prosper de Saint Thomas a spus despre tine că ai imaginație și că ești un mic Molière. Nu l-am putut suferi pe Saint Thomas. Știu, sufletul meu. N-aveai timp să-ți faci lecțiile pentru că citeai alte cărți, citeai Biblia. Și în Caucaz am citit mult. Citind pot medita excelent. Citind am înțeles că eu gândesc altfel sau că oamenii nu gândesc ca mine. E ciudat că lectura cărților proaste mă ajută mai mult decât a celor bune să descopăr propriile mele greșeli. Cele mai bune îmi repesc orice nădejde. Povestirile unui vânător, al lui Turgeniev, de exemplu. N-ai motivă să nu crezi în tine, Leovușca? Știu că ești invidios. În copilărie îl invidiai pe Serghei pentru frumusețea chipului său. De fapt, nu știu dacă chiar invidia este ceea ce te îndeamnă să vrei să fii mereu altfel decât ceilalți. Dar ești băiat bun și ți se iartă micile vanități. Mai bine povestește-mi despre Caucaz. În Caucaz, scumpă mătușică, la fel ca și în alte locuri singuratice, omul învață să nu aleagă oamenii, ci să descopere calități la inși obișnuiți. Deși am întâlnit acolo și oameni foarte interesanți, de la care am învățat multe lucruri. Un astfel de om este Epifan Siochin, bătânul cazac la care am locuit. Îl voi descrie în povestirea despre Caucaz pe care am început-o. Povestește-mi, Levușca. Despre Satki, tânărul cazac, ți-am scris. Pe Epifan l-am cunoscut în prima seară când am sosit în Caucaz. Era una din acele seri cum numai în Caucaz se pot întâlni. Soarele se ascunsese după munți, dar nu se întunecase încă. Aproape toată bolta strălucea de rușața morgului, care contrasta izbitor cu albeața munților acoperiți de zăpadă. Aerul era diafan, nemișcat și sonor, iar munții își arătau umbrele lungi de câteva verste asupra stepei. Epifan e un munte de cazac cu barbă lată, albă și cu umeri și pieptul atât de largi, încât în pădure, unde n-avea cu cine să-l compari, părea de statură potrivită, atât de proporționat erau membrele puternice. Purtau un suman zrințuit, suflecat, niște opinci din piele de cerb legată cu sfoară, peste obieșe și o cușmă albă zburlită. La Iasnaya Poliana am primit și scrisoarea de la Necrasov. Îmi cerea să refac povestirea mea în semnările unui marcher. N-am avut timp să o revăd. Mi-am făcut testamentul și am plecat, așa cum am dorit, la trupele cantonate în Principatele Române, pentru a participa la asediul redutelor turcești. București este un oraș mare și frumos.
Din București am trimis lui Necrasov manuscrisul povestirii Adolescență. Asediul redutelor turcești a fost ridicat și m-am gândit să ajung la Sevastopol. La Odessa am participat la un adevărat masacru. Am văzut bătrâni plângând în hohote. Mare este forța morală poporului rus. Pe 18 februarie am cedat din viață suveranul Nicolae și am depus jurământ noul împărat Alexandru al II-lea. Nu cred că Sevastopol va cădea. Necrasov mi-a scris să-i trimit povestiri de război. I-am trimis și acum îi voi expedia o altă povestire. Să o revăd încă o dată. Ce părere ai, Turgeniev, despre această povestire? Dumneata, care îl urmărești pe Lev Nicolaevici ca și mine de la debut. Este o minune. Un adevăr exprimat cu căldură și cu o deosebită forță de convingere. Mă bucur, dragul meu Necrasov, că nu ne-am înșelat nici dumneata, nici eu asupra talentului lui Tolstoi. Aprecierile pe care ți le-am mărturisit când am citit Copilăria au crescut odată cu lectura Adolescenței, apoi a povestirilor Incursiunea și Tăierea pădurii. Ultima, după cum bine știi, fiindu-mi dedicată. În lungul carierei mele literare, nimic nu m-a măgulit ca această dedicație. Poate știi că, după publicarea în revista noastră, o socotesc și adumitale a povestirii Sevastopol, în decembrie. Ea a fost tradusă în franceză și tipărită din indicația suveranului la Bruxelles, în ziarul Nordul. Se spune că tânăra împărăteasă a plâns în timp ce o citea. Lacrimile tinerii împărătese o să sporească în anumite cercuri renumele tânărului nostru. Mai greu a fost cu publicarea povestirii Sevastopol în mai. Cenzura? Exact. În clipa când textul era gata cules, președintele comisiei de cenzură a cerut să-l vadă și el și a interzis publicarea pe motiv chipurile că-i batjocorește pe ofițeri apărători ai Sevastopol. Dar peste puțin timp a revenit asupra hotărârii inițiale și am publicat textul în formă modificată, sub titlul pe care l-ai citit, Noapte de primăvară. Da. Cenzura, așa cum sunt sigur că presupui și dumneata, o să aibă bătaie de cap cu Tolstoi. Încă nu-l cunosc personal, dar după cele povestite de sora lui Maria... Dumneata ești vecin de moșie cu ea. Da. Și Maria mi-a mărturisit că mai vârstnicul ei frate e foarte complicat, ca să mă exprim astfel. Oricum, după câte mi-a dat să înțeleg, nu are firea mea, prin urmare nici firea dumitale. Deși nici noi nu ne-am aplecat capetele. Mai bine zis, el o să aibă de-a face cu cenzura. Nici eu nu-l cunosc personal, dar i-am citit firea nu numai în operă, ci și în scrisorile pe care ni le-a trimis. De la început și-a exprimat cu deosebită fermitate nemulțumirea că am făcut unele mărunte modificări din povestirea de debut. Are conștiința valorii sale. Și pe bună dreptate. Adevărul pe care el îl introduce în literatura noastră este ceva cu totul nou. Eroul pe care îl iubesc din tot sufletul, cel pe care m-am străduit să-l zugrăvesc în toată splendoarea lui și care a fost, este și va fi întotdeauna splendid, este adevărul. Nu știu unde a scris ceva de felul ăsta. Îmi iau îngăduința, dragul meu prieten, să afirm în fața dumitale că în zilele noastre niciun scriitor nu știe mai bine să determine cititorul, să-l iubească și să-l simpatizeze mai mult precum Tolstoi. Scrie în așa fel încât îi obligă pe oamenii cei mai rezervați să se avânte foarte departe în nădejdile lor. Ai dreptate. Și nici pe departe nu mă simt ofensat. Sunt nerăbdător să-l văd în carne și oase, cum se spune. Mulți dintre literați doresc asta. Entuziasmul criticii e aproape unanim. Succesul Copilăriei și Adolescenței a fost depășit. Iată ce se spune în Moscovitul. Sevastopol este tabloul unui maestru meditat cu severitate și executat sobru, energic și concis. Iar în analele patriei, autorul n-a exprimat nicăieri admirația sa și totuși suntem constrânși să-l admirăm. Descrierile sale nu cuprind niciun semn de exclamare și suntem uluiți la fiecare pas. Știi ce mi-a spus Panaev, prietenul nostru comun? Noi toți care manifestăm interes față de literatura rusă, să ne rugăm ca Dumnezeu să-l ocrotească pe Tolstoi. De altfel, Panaev i-a și scris odată cu mine. Și eu i-am trimis câteva rânduri la Sevastopol.
I-am scris că, deși sunt bucuros că are prilejul să trăiască impresii și încercări noi, totul are o măsură, că nu se cade să-și provoace soarta. Ar fi bine să plece în Crimea. Am încheiat astfel scrisoarea. Ai dovedit îndeajuns că nu ești un laș, iar cariera militară oricum nu este de dumneata. Menirea dumitale este să fii scriitor, artistul gândirii și al cuvântului. Mi se pare că ne-am putea împrieteni și discuta cu toată sinceritatea și, cine știe, poate că această cunoștință n-ar rămâne fără roade nici pentru unul, nici pentru celălalt. Menirea dumitale e să fii scriitor. Se pare că încep să fiu cunoscut la Sankt Petersburg. Am fost decorat cu Ordinul Sfântă Ana, clasa 4-a. Sevastopolul a căzut. Am plâns când am văzut orașul în flăcări și steagurile franceze și bastioanele noastre. Începând cu aceste zile, ideea de a părăsi armata mă obsedează din ce în ce mai mult. Am avut o convorbire despre dumnezeire și credința care m-a condus la o idee măreață, pentru a cărei împlinire mă simt în stare să închin viața. Această idee este întemeierea unei noi religii corespunzătoare dezvoltării omenirii, a unei religii a lui Hristos, dar purificată de credință și mister, o religie practică ce nu promite fericirea viitoare, ci dă fericire pe pământ. Continui să scriu la tinerețe, la povestirea despre cazaci, la romanul unui moșier rus. Stând de vorbă cu Stolipin despre iubăgia din Rusia, mi s-a conturat cu mai multă claritate decât înainte ideea să fac 4 epoci ale istoriei moșierului rus și să fiu eu însumi acel erou din Habarovka. Îmi fixez ca regulă să-mi alcătuiesc un program de scris, să scriu în ciornă și să trec pe curat fără să prelucrez definitiv fiecare perioadă. Mi se pare că sunt foarte de ochiat în ochii jandarmeriei pentru scrierile mele. Nu doresc decât ca Rusia să aibă întotdeauna scritori integri asemănători mie. Nu pot în niciun caz să fiu mieros și să scriu numai ca să scriu, fără idei și mai ales fără scop. Cariera mea este literatura. La Sankt Petersburg mă așteaptă Ivan Turgeniev și Necrasov. Turgeniev e mai în vârstă ca mine cu 10 ani. Cum o fi arătând? Ce impresie o să-i fac? În sfârșit, iată-vă între noi, Lev Nikolaevici. Dați-mi voie să vă îmbrățișez ca pe un prieten, dacă îmi permiteți. Dragă Necrasov, să ridicăm această cupă de șampanie în sănătatea lui Lev Nikolaevici Tolstoi. Și într-o gloria sa. Vă mulțumesc, sunteți foarte amabili. Ivan Sergeevici, vă mulțumesc și pentru găzduirea acordată. Puteți sta la mine cât doriți. Nu mă deranjează deloc și sper să vă simțiți bine. N-ați mai fost de mult la Sankt Petersburg. Într-adevăr, de mult n-am mai băut șampanie la Petersburg. Toți, dar absolut toți colaboratorii revistei doresc să vă cunoască. Drujinin, Gonciarov, Ostrovski, Panaev, Dudâșchin, Pisemski. În ochii lor sunteți nu numai un scriitor adevărat, ci și eroul de la Sevastopol. Nu sunt erou, sunt un suflet chinuit, Nicolae Alexeevici. Numai cine a fost la Sevastopol poate să înțeleagă tragedia care s-a petrecut acolo. Scriitorii ar fi trebuit să fie acolo, nu în caleașcă. Nu toți sunt în caleașcă, Lev Nikolaevici. Ei slujesc poporul prin scrisul lor, prin arta cuvântului. Nu știu cât și cum slujesc poporul. Am citit cartea lui Pisemski, Muma Pădurii. Ce limbă bombastică! Nu sunteți prea intolerant? Nu, vreau să fiu drept. M-a frapat adesea cum de se pot desfăta oamenii cu propriile lor fraze, fără idei, doar cu vorbele. În fond, în afară de idei, opera literară e necesară să fie pătrunsă în întregime și de sentiment. Când am citit romanul Povestirile unui vânător, mi-am zis că e greu să mai scrie cineva după dumneavoastră, Ivan Sergeevici. Mă măguliți. N-am măgulit și nu intenționez să măgulesc pe nimeni, nici chiar pe dumneavoastră, Ivan Sergeevici, deși vă sunt oaspete. Unii scritori nu văd sufletul poporului așa cum este el.
Prin viața sa, plină de trudă și lipsuri, poporul este cu mult mai presus decât noi. În el se lăsluiește mai mult binele decât răul. Nu putem renunța la noțiunea de scop în literatură. Scop, care este de natură etică. Da, da, dar mai serviți-vă, dragii mei. Onorați aceste bucate. Am un bucătar excelent. Și să mai ciocnim o cupă de șampanie. Da, da. Ce impresii v-a lăsat Caucazul, Lev Nicolaevici? În afară de cele relatate în incursiunea și tăierea pădurii. Încep să iubesc Caucazul cu o dragoste fierbinte, deși post-mortem, dacă mă pot exprima astfel. E frumos acest ținut sălbatic. Zăpezile eterne, piscurile inaccesibile ale munților. Cazacii își fac veacul în expediții militare. Femeile au grijă gospodării, frumusețea lor este izbitoare. Eleganța în îmbrăcăminte, curățenia absolută în casă sunt pentru ele o deprindere și o necesitate. Cazacele mi s-au părut frumoase ca munții și ca cerul și foarte mândre. Cu dezgust m-am gândit la saloanele din Sankt Petersburg, cu fete pomădate și cu bucle de împrumut, bogatele candidate la măritiș. Revista așteaptă noile dumneavoastră lucrări, Lev Nicolaevici. Sunteți speranța noastră și prestigiul literaturii ruse. Lucrez, Nicolae Alexeevici, la o povestire despre cazaci. O povestire despre fericire. Caut fericire, domnilor. Dar ce înțelegeți prin fericire, Lev Nicolaevici? Necesitatea fericirii este născută în om. Prin urmare, este dorință legitimă. Dacă omul o satisface ca un egoist, căutând numai pentru sine bogăție, glorie, se poate întâmpla ca împrejurările să fie de așa natură încât dorințele acestea să nu poată fi satisfăcute. Așadar, aspirațiile egoiste sunt nelegitime, iar nu nevoia de fericire. Și cum se poate ajunge la fericire? Prin dragoste și abnegație, Ivan Sergeevici. Fericirea constă în a trăi pentru alții. Acest adevăr l-am în vedere în povestirea despre cazaci. Omul care nu are alt scop decât fericirea sa este rău. Nu sunt gânditori și artiști adevărați aceia care caută numai plăceri de șarte. Sunt lipsiți de frământări și mulțumiți de ei înșiși. Întru totul de acord cu dumneavoastră, Lev Nicolaevici. Să spuneți adevărul despre sufletul omului, despre sufletul rusesc. Asta așteaptă cititorii de la Lev Nicolaevici. Vă urez să ajungeți la fericirea răvnită, Lev Nicolaevici. Cine știe, poate o să ajungă. Din păcate, tinerețea mi s-a dus. Am rămas aproape știrb. Mă iertați pentru că o să vă părăsesc pentru câteva ore. Am de făcut o vizită. Da, da, un tânăr plăcut, energic, generos, un adevărat șoim. Nu este frumos, dar chipul său e foarte simpatic, plin de forță și de blândețe la oaltă. Privirea sa este o adevărată mângâiere. Mi-a plăcut mult, dragul meu Turgeniev. Simpatic și remarcabil, dar are o înflăcărare sălbatică. Dacă nu te-aș cunoaște atât de bine, aș crede că-l invidiez. De ce l-aș invidia? Mi-a trezit un sentiment ciudat, asemănător cu dragostea părintească. Ce minune această iasnă, Poliana! Cum am putut sta atâta timp despărțiți, casă și eu? Eu și bătâna pădurez acasă. Noapte uimitoare. O ceață albă înrorată. Pe ea copaci. Luna dincolo de mesteceni și crestei. Am 34 de ani. Gândul bătâneții care se apropie mă chinuie. Din nou m-au apucat aceleași îndoieli. Ce sunt eu? Nu odată am avut impresia că rezolv această întrebare, dar mă bucură repeziciunea dezvoltării morale. Există un singur mijloc de a trăi, să muncești și să fii drept. Dreptatea constituie o nevoie esențială omului în raport cu omul. Același raport îl caută omul în relațiile sale cu lumea. Continui să scriu. Criez bărbați, femei, trăiesc alături de ei, negresc hârtii. Acum lucrez la cazacii. Povestire pe care am început-o cu 10 ani în urmă. Lucrez și pe câmp, la rat, la semănat, la seceriș, merg la vânătoare. Iau lecții de engleză și de italiană.
Am fost prin Europa. Prima oară, în primăvară anului 1857. A doua oară am stat în străinătate în iulie 1860 până la mijlocul lui aprilie 1861. Întâia dată am fost la Paris, Geneva, Zurich, Stuttgart, Baden-Baden, Dresda. A doua oară la Berlin, Florența, Livorno, Neapole, Pompei, Londra. O, Dumnezeule, cum trece timpul. Fratele Dimitri a murit răpus de tuberculoză. Nu voia să moară. Nu voia să creadă că va muri. În septembrie 1860 a murit și Nicolenca. Mătușica Toanet e tot mai bătrână, dar duioșia din sufletul ei nu se stinge. Îi aud pașii. N-are somn, ca și mine. Lovușca, sufletelule, nu te duci la culcare? Toată iasna e poleana doarme, numai tu n-ai somn. Prea ești singur, prea te zbucim. Ar fi timpul să te căsătorești. Nici tu nu ai somn, mătușică. Eu sunt bătrână, ce să mai dorm? Mă culc și eu curând lângă taică-tu și maică-ta, lângă Dimitri și Nicolenca. Și ziceai că Nicolenca a murit în brațele tale, Lăușca? Da, mătușica, a murit fără să suferi, așa părea cel puțin. A fost un om pe care l-am iubit din tot sufletul. Călătoriile din sănătate, Lăușca, ți-au adus mai mult gânduri negre. Mi-am dat seama din povestirea Lucerna cu ce impresie triste te-ai întors din prima ta călătorie. Întâmplarea cu cântărețul Pribea, care cânta din ghitară și din gură timp de jumătate de oră în fața celui mai mare și mai luxos hotel din Lucerna. Și a fost umilit de oaspeții acelui hotel, oameni dintre cei mai bogați. A fost plină de învățăminte pentru mine. Stranie soarta are artistul, arta. Toți o iubesc, o doresc și o caut în viață, dar nimeni nu-i cunoaște puterea și nu-i răsplătește pe cei care o dăruiesc oamenilor. Dar înainte de această întâmplare, am văzut teribila scenă din Paris. Ce scenă, Lăușca? Nu mi-ai vorbit de ea. E mai bine, scumpă mătușică, să privim cerul frumos din noaptea asta și să ascultăm foșnetul plopilor și al mestecinilor. M-ai făcut curioasă, Lăușca. E atât de groaznică scena pe care ai văzut-o la Paris? Groaznică? Puțin spus. Dacă ții neapărat să știi despre ce este vorba, să-ți spun. Hai. Da, mătușică, tu ești atât de blândă. Dar și curajoasă. Hai, spune-mi, Lăușca, tu știi să povestești așa de atrăgător. La Paris am văzut execuția publică a unui condamnat la moarte. Mult timp după aceea ghilotina m-a împiedicat să dorm. Am văzut multe atrocități în război și în Caucază. Dacă un om ar fi fost fâșiat în bucăți în fața mea, ar fi fost mai puțin disgustător decât să văd mașina aceea perfecționată și elegantă cu care a fost ucis într-o secundă un om robust, sănătos, plin de viață. O să descrii scena asta în vreo povestire? Nu știu. Sigur e că o să scriu despre Napoleon. Zidurile Moscovii au văzut rușinea și înfrângerea armatelor napoleoniene. Voi scrie despre eroismul poporului rus. E un subiect care mă atrage din ce în ce mai mult. Cât privește impresiile mele din călătoria în Occident, nu toate sunt întunecate, mătușică. La Paris, artele frumoase mi-au produs o mare bucurie. Am vizitat Palatul Cluny, Sfânta Capelă, Louvre-ul, Castelul din Versailles, Biblioteca Națională. În Germania, la Weimar, am vizitat casa lui Goethe, iar la Berlin l-am cunoscut pe romancierul Bertolt Auerbach, un om admirabil. La Bruxelles am stat de vorbă cu revoluționarul polonez Lelevel, un adevărat martir, și cu Proudhon. Proudhon mi-a citit din cartea la care lucra, intitulată Război și pace. Un titlu interesant, nu? La Londra am ascultat o conferință a lui Dickens despre educație și am fost oaspetele lui Herzen, cu care am avut lungi convorbiri despre Rusia și libertate. Da, dar la Paris te-ai certat cu Turgeniev. Parcă la Paris m-am certat cu Turgeniev. M-am împăcat. Era chiar să ne și duelăm. Turgeniev are păreri foarte bune despre tine, deși spune că ești cam ciudat. Într-o scrisoare către mașa te compară cu Rousseau, spunând că ești mai cinstit decât Rousseau, că ești o ființă de o înaltă moralitate. Ce să fac, scumpă mătușică, și eu îl iubesc și îl stimez pe Turgeniev, dar trăim în secole diferite.
Și totuși rămân la convingerea că din străinătate te-ai întors cu gânduri amare. Și amare, desigur, scumpă mătușică, mai ales în privința sistemului de învățământ. Știi că speram că o să pot afla metodele pedagogice cele mai bune pentru a le aplica în școlile care le-am înființat la Iasna Epoliană și în împrejurim pentru copiii țăranilor. Dar n-am avut din ce să mă inspir. Rugăciuni pentru regi, bătăi, copii speriați și sluțiți. Leoșca, dragul meu, școlile pe care le-ai înființat te abat de la menirea ta principală, aceea de scriitor. Mi-ai spus asta, scumpă mătușică, dar vreau să înțelegi că munca de învățător e tot atât de naturală ca și respirație. Nici nu știi ce mândru am fost când am scris pentru prima oară pe tablă în fața copiilor de țărani alfabetul rusesc. Știi doar că vin numai copiii care vor să învețe. Știi, nu cer decât ca elevul să aducă în clasă nimic altceva, persoana sa și firea sa înțelegătoare. După părerea mea, în pedagogie nu există decât un singur criteriu, libertatea. Montaigne a fost primul care a exprimat clar ideea libertății educației. Libertatea. Mereu aud de la tine acest cuvânt. Te preocupă prea mult soarta țăranilor, nu te vei schimba. Dar cine, dacă nu și eu? Gândește-te, mătușică Toanet, că familia noastră, când eram copii, a avut 11 profesori, fără să-l mai socotii pe cel de dans. Copiii de țărani n-au și ei dreptul să învețe carte și să fie liberi. La 23 februarie 1861 a fost dat publicității manifestul imperial prin care s-a desființat șerbia în Rusia. Dar ce este acest manifest? O vorbărie fără rost. Țăranii sunt nemulțumiți. Pământul e al nostru, dar nu noi îl stăpânim, zic ei. Sărăcia oamenilor și suferințele dobitoacelor sunt îngrozitoare. Eu sunt alături de tine, dar nu vezi că numai necazuri ți-a adus povestea asta? Ai fost mijlocitor de împăciuire pentru a rezolva contestațiile dintre proprietari și țărani. Și ce ți-a adus această funcție? Ți-ai atras dușmânia tuturor moșierilor din gubernia noastră pentru că ei sunt convinși că ei favorizat pe țărani. Știi că îi iubesc pe șerbii noștri, că sunt împotriva pedepselor corporale, dar nu pot concepe viața fără servitori. Of, mătușică, mătușică, ești blândă, miloasă, dar problema asta a iubăgii tu nu o poți înțelege. Lasă că mai discutăm noi. Acum du-te și te culcă. Mă duc, sufletul meu, dar să știi că mai bine e să scrii romane decât să-ți bați capul cu alte treburi. Noapte bună. Tu nu te culci? Mai rămân puțin. Îmi place noaptea asta. Noapte bună, scumpă mătușică. Noapte bună. Noapte bună. Nu va înțelege niciodată că se poate trăi și fără șerpi. Într-o noapte mi s-a întâmplat ceva îngrozitor. Am văzut în vis că eram îmbrăcat țărănește, iar mama nu mă recunoștea. Sărmanii mușici. Parcă-l văd pe Ivan Ciuris, spre care am scris în dimineața unui moșier. Un mușic scund de vreo 50 de ani, cu barbă castanie, cu fire cărunte, cu trăsături frumoase și expresive și cu un fel de nepăsare voioasă. Să trăiți, să trăiți, lumineția voastră. Noroc și sănătate. Am venit să-ți văd gospodăria. Iar atunci, la ce-ți trebuie pari pe care mi-ai cerut când s-a adunat obște? Pari? Păi știe tot omul la ce folosesc pari, lumineția voastră. Se propte supra un cât de cât. Că iaca, uitați-vă și dumneavoastră, din coași s-a prăbușit colțul ăsta. Bine că s-a milostivit Dumnezeu și n-a fost nicio vită înăuntru. Toate abia de se mai țin. Căpriori, streașină, bârne, pe ce pui mâna, vezi îndată când ai ce alege. Dacă o să vă milostiviți, să ne dregeți casa, nu mă uita în veci bunătatea dumneavoastră, iar de nu, nu-mi duce zilele înainte și în vechitura asta, cum îmi putea. Ați prânzit? Acum ai post de nevoie, înălțimea voastră. Pâine și ceapă, asta e mâncarea noastră țărănească. Încă slavă Domnului că ne-a ajuns pâinea până acum, că mai toți mujicii noștri au isprăvit-o. Nici ceapă nu s-a făcut nicăieri. E ca mai din iauri. Am trimis la Mihail, o grădinaru. Cere o jumătate de băra pe o legătură. Păi de unde să dai? Dacă mi-ați crede, nici la biserică nu ne-am mai dus de la Paște, că n-avem cu ce cumpăra lumânări.
Dar săraci mai sunteți. Da, cum să nu fim săraci, lumineția voastră? Doar știți singur ce pământ avem. Numai lut și hârtoape. Eu sunt singur, bătrân. Bucuros le-aș face toate, dar nu mă ajută puterea. Muierea mi-e beteagă, în fiecare an naște câte o fată și toate gurile trebuie zrănite. Mă zbat singur, lumineția voastră, și am 7 suflete în casă. Fac păcat, dar uneori mă gândesc de-ar lua Dumnezeu pe câțiva mai repede. Mi-ar fi mai ușor și mie și lor le-ar fi mai bine decât să se chinuiască așa. Ar fi mai ușor să fii amfion și să miști munți și păduri decât să-i convingi pe țăran de dreptatea poșierului. Dar aș putea ieși la lumină. A cuprins o tristețe cum n-am mai fost de mult. N-am prieteni. Am avut prieteni pe când îi slujeam lui Mamon, acel geniu al răului. Și nu-i mai am de când slujesc adevărul. Ce singur am fost asta primăvară în timp ce eram bolnav. S-a spus că am plămâni obosiți. Am fost de-am făcut o cură de cumâs în ținutul bașchirilor. Am coborât iarăși pe Volga, cum am coborât pe vremuri cu Nicolenca. În timp ce eram la cură pe țărmul Caralâc, jandarmii au făcut o percheziție la Iasna Epoliană. N-au găsit nimic, nici uși secrete, nici scări ascunse, nici pietre litografice, nici proclamații subversive. N-aveau ce găsi. Ticăloșia morală a acestei lumi, pline de înfumurare cu epoleții și crinolinele sale. Mi s-au cerut scuze din partea suveranului. Scuze. Un colonel murdar a citit scrisorile și jurnalele intime pe care socot să le încredințez după moarte ființei care îmi va fi cea mai dragă pe lume. De altfel, trebuie să notez în jurnalul meu că, așa bătrân cum sunt, m-am îndrăgostit. Ea a fost împreună cu familia la Iasna Epoliană. Sofia Andreevna Bers, o copilă de 17 ani. Sonia, mi-e frică de mine. Dacă iarăși nu e dragoste, ci numai dorința de dragoste. O copilă, nu mai este vorba de o dragoste ca pe vremuri. Sunt îndrăgostit cum n-am mai fost. Doamne, Dumnezeule, visez și mă chemi ca un băiețaș. Sunt îndrăgostit cum n-am crezut că se poate iubi. Niciodată viitorul împreună cu soție nu mi s-a înfățișat atât de clar, plăcut și calm. Când i-am spus tot de față cu toți, a răspuns da. Doamne, ajută-mă. E ca o pasăre rănită. Toate astea nu se uită și nu se scriu. O voi iubi mereu. Nu mai doresc moartea. Doresc și iubesc nemurirea. Ați ascultat Tinerețea lui Tolstoi, evocare radiofonică de Petre Dincu. Au interpretat Constantin Codrescu, Alexandru Repan, Valentin Plătăreanu, Ica Matache, Dinu Dumitrescu, Mihai Mereuță. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia muzicală, Emil Nedelescu. Regia artistică, Titel Constantinescu.